Ah, și bună dimineața de pe Transfăgrășan. Sărbătorim închiderea Transfăgrășanului. Suntem la o zi după ce s-a închis. Northwave King Rock GTX Plus în picioarele mele, pantofi de iarnă care până în momentul ăsta la 5-6 grade cât am avut până aici, cu șosetuțe de vară, se comportă excelent. Oricum, test foarte bun pentru pantofii ăștia. Am ieșit într-o zi potrivită. Am observat că au talpă Vibram de data asta. Adică Northwave, generația veche, aveau talpă de la Michelin. Și acum am locuit cu Vibram, arhicunoscut pentru talpa de bocanci de munte. Căldurică foarte ok. La 5 grade sunt acum. În partea de sus pantofii au gulerul ăsta din neopren, care e destul de gros. Interiorul e căptuș și cu o blăniță și care funcționează foarte bine acum. Mamă, chiar a început, a început burnița. 4 grade acum. Ce am mai observat la pantofii de iarnă Northwave e că designul lor se schimbă din ce în ce mai mult spre fashion. Arată mult mai domestic, așa, mai cu minți. Arăți bine și la cabană. Dar ca performanță, cel puțin pentru moment, până acum la 4 grade și pe lapovița asta, ploaie. Și cu șosete de vară, super subțiri. Foarte ok. Se închid cu două sisteme. Pe de o parte este breteluța cu velcro în partea de sus a gulerului de neopren și jos este rotița asta care se poate regla micrometric. Nu simt puncte de presiune. Doar o parte. Cum, și fără ciorbă de aia bună? Fără. Uite acum cu gelul ăla, cum îi dau? Mamă, la revedere! La revedere! Everyone is beautiful. Everything is fine. In the light of illusion, the world of babies speak Japanese in a very strange way. Everyone is beautiful.
champagne, a basis with chocolate cake, and everything's okay.